din această zonă. O mare, mare influență și ajutor în investiția din acest loc a avut-o și domnul primar al comunii Ariceștii Rahtivanii, domnul Criste Alexandru. Și suntem fericiți că a reușit să-și facă timp în perioada aceasta dificilă de a fi alături de noi. Vă mulțumesc că sunteți alături de Remat Holding, așa cum ați mai fost și la celelalte deschideri. La Chitila am avut investiția de aproximativ 9 milioane de euro, unde avem cel mai mare shredder din România, care toacă 800 de rable, rable de 8 ore. Deci este cea mai mare și cei mai mari consumatori de rable din România. Suntem de asemenea tot la Chitila, unde avem o instalație de sortat tot pe investiții și au fost cu fonduri de la Mediu, unde avem o instalație de sortat deșeurile de neferoase. Din instalația de shredder este unică în Europa de Est și reușim datorită densității să separăm metalele neferoase. Tot împreună cu dumneavoastră am deschis investiția de la Remat București Sud referitoare la instalația de deșeuri electrice și electronice. Puțină lume știe în România de această instalație, care este o instalație daneză, se numește Eltan și este cea mai mare din România. Investiția Eltan împreună cu hârtia și cartonul, inclusiv granulele care s-au făcut și se fac în Remat Sud, au depășit 5 milioane de euro. Acum suntem din nou împreună și deschidem investiția de la Ricești, 10 milioane de euro aproximativ. Am pornit acum 4 ani cu un colectiv tânăr și dornic de a dezvolta ceva în țara aceasta, bazându-ne pe sustenabilitate. Această sustenabilitate am hotărât ca să putem să o menținem încă 40-50 de ani și pentru copiii noștri. Este un exemplu pentru întreaga țară ce înseamnă să facem cu deșeurile și ce înseamnă sustenabil. Ce vedeți aici înseamnă sustenabil. Împreună am reușit să facem o instalație de sortare a deșeurilor colectate din domeniul public. Împreună cu firma Rosal, cu dânsii am început să facem primii pași și în decurs de o lună am reușit să dăm drumul la instalația pe care ați văzut-o de sortare a deșeurilor și din această instalație reușim să sortăm și să valorificăm cartonul, hârtia, plasticul prin instalația de spălare pe care ați văzut-o vis-a-vis de instalația de cartoane, pe care reușim în final să o facem granulă și să o reintroducem în circuit. Gândiți-vă că toate aceste mărfuri sau deșeuri, în 90% din cazuri din România, ajung pe gropile de gunoi. Gropile de gunoi nu intru în amănunte, care trebuiau închise încă de anul trecut și s-a făcut o prelungire până în 2017, din ce știm noi. Ceea ce nu este bine. Asta înseamnă sustenabilitate. Să iei măsuri din timp și să facem să intrăm cât mai repede în Uniunea Europeană. De asemenea, marfa care nu putem să o valorificăm prin vânzare sau prin valorificare de granule, ați văzut, avem o instalație care produce RDF. Este un combustibil neconvențional care se poate folosi în industria cimentului. Deci dacă reușim să o scoatem la 3 cm și avem un kilojul sau megajul, sau gigajul, reușim să luăm și bani și reușim în același timp să micșorăm aruncatul pe landfill-uri sau gropile de gunoi. Acesta este iară un pas înainte. Firma noastră, așa cum știți, se ocupă și de lemn în ultimul timp. Ați văzut în spate, valorificăm și lemnul, valorificăm și paleții și ajutăm în același timp și personalul care lucrează în societatea noastră pe timpul iernii. Avem instalații de valorificare a rablelor,
Rablelor, care este un întreg și a fost un întreg scandal în România privind rablele. Sunt câteva firme specializate în rable. Sunt câteva firme care nu aruncă uleiul pe pământ sau care nu aruncă în pământ. Sau care nu aruncă geamurile, cioburile, cauciucul la gropile de gunoi. Până și cauciucurile și anvelopele am reușit să le valorificăm. O parte aici la Aricești, Rahtivani, iar o parte o ducem la București, unde facem granule de cauciuc din care se fac parcurile și locurile de joacă pentru copii, eliminând textila și eliminând din anvelope și fierul vechi. De asemenea, reușim să economisim și să recuperăm cartonul, plasticul și avem o colaborare, lemnul, și avem o colaborare foarte bună cu Ecoroma Ambalaje, care și ei și noi am împlinit anul acesta 10 ani de când lucrăm împreună. Ne bucurăm, aceeași colaborare bună avem și cu Ecotic, care este iar o firmă care lucrează cu noi în domeniul deșeurilor electrice și electronice. Așa cum v-am spus, avem cea mai mare instalație la București, iar aici, pe plan local, o să începem să lucrăm și să dezvoltăm acest segment de piață care, la ora actuală, este nedescoperit și nefolosit în această zonă. De asemenea, avem deșeuri de neferoase, așa cum ați văzut. Deci, într-un cuvânt, nu pierdem absolut nimic. Putem să depozităm și să, pe o perioadă de un an, și deșeuri electrice și deșeuri periculoase, și în decurs de un an vom găsi soluții sau, în cel mai rău caz, le ducem la depozitele specializate. Avem o listă specială cu toate tipurile de deșeuri pe care nu putem să le folosim și lună de lună găsim soluții pentru fiecare. Eu, cu această ocazie, vreau să mulțumesc colectivului de la Remat Holding, pentru că datorită acestui colectiv am reușit să facem această investiție. Cu tinerii și cu entuziasmul lor am reușit să dezvoltăm toate investițiile și, în același timp, datorită lor și a colectivului, în continuare suntem pe primul loc în România ca reciclatori. Atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere valorificare a deșeurilor. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru participarea dumneavoastră la această deschidere oficială a investiției noastre de la Aricești, Rahtivani, dar înainte de aceasta vreau să mulțumesc primăriei Aricești, vreau să mulțumesc Consiliului Județean Prahova, că ne-a ajutat în timp ca să depunem documentele, pentru că orice întârziere am fi pierdut contractul de la fondurile europene. Vrem să mulțumim pentru buna colaborare cu fondurile și Ministerul Privat, Ministerul Fondurilor Europene. De asemenea, vreau să mulțumesc băncii Citibank și Raiffeisen, care au avut încredere în noi și ne-au oferit credit pentru o perioadă mai mult, cum să spun, în oameni și apoi în creditul investiția. Vă mulțumesc și îl dau în continuare discursul domnului primar, pentru care încă o dată îi mulțumesc pentru participare. Este un primar cu care sunt convins că voi fi în România primul care voi face parteneriat public-privat, care nu există în România din 2010 până acum, nu există. Nu există, pentru că legea nu e făcută și nu e corectă. Vă dau cuvântul și vă mulțumesc. Să rămână doamnelor, domnișoarelor, bună ziua, domnilor. Mă bucur enorm faptul că într-o țară în care toți suntem ocupați de mizeria politică, se întâmplă și elemente și lucruri plăcute. Astăzi asistăm la un lucru deosebit de plăcut pentru mine, ca edil al Comunei Aricești Rahtivani, dar și pentru ceilalți locuitori, prin faptul că aici s-a deschis una dintre cele mai moderne fabrici de reciclare a deșeurilor. Nu se putea ajunge aici dacă în dreapta mea nu era un luptător și un visător, un om cu viziune, căruia îi mulțumesc că a optat să facă investiția pe raza Riceștiului Rahtivani. Datorită dumnealui și a altor firme care au investit pe raza Riceștiului Rahtivani, putem în acest moment să avem un buget generos pe care să-l investim în buna dezvoltare a comunei noastre. Marea mea bucurie însă este de altă factură. Datorită prezenței dumnealor aici, urmașii mei, urmașii dumneavoastră și urmașii urmașilor noștri vor trăi într-o lume mai curată. Faceți un exercițiu de fantezie așa și gândiți-vă că
zeci de tone de gunoaie, cum sunt cele de aici, ar fi fost aruncate prin râuri, prin lungi râurilor, prin păduri, pe marginea șanțelor. Este o șansă pe care o oferim urmașilor noștri și de aceea vreau să mulțumesc firmele Matt Golding pentru tot ceea ce a făcut și mai ales intenționează să facă pentru noi. Vă mulțumesc foarte mult! Înainte de a vă invita la masă, pentru că mai avem o surpriză în gala de deșeuri electrice și electronice, vreau să mulțumesc și familiei care a fost alături de noi. Ha ha ha!
Mulțumesc, place. Nu mai e nimic.